Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă emisiune. Astăzi am invitat alături de noi pe Ionela Bâlvănescu, actual președinte al Ligii Studenților din cadrul Facultății de Management în Producție și Transporturi. Bună ziua, Ionela! Bună ziua! Bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație! Să luăm cu începutul și să precizăm faptul că tu ești la final de mandat, da, în cadrul acestei ligi și să ne spui cum a fost această perioadă ca și președinte în cadrul unei ligi studențești. Mi-a umplut foarte mult timpul, a fost o activitate minunată și mi-aș dori să repet ori de câte ori am ocazia. A fost unul dintre momentele care m-a pus pe gânduri, pentru că la început de mandat nu știam dacă să continui sau nu cu asta, dacă să aleg să fiu președinte, știind că o să-mi umplă foarte mult timp. Și plus că începeam anul 4 la Politehnică, în care trebuia să scriu la licență și să lucrez, ceea ce e foarte aproape. M-am simțit ca într-o familie, am avut experiențe minunate alături de colegii mei, am lucrat pentru ei, am reprezentat din toate punctele de vedere, atât intern cât și extern, cu profesorii noștri din facultate, cu Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, cu Fundația de Tinere Timiș, și am început să creștem și noi ușor, ușor. A fost o experiență foarte plăcută și aș repeta-o ori de câte ori am ocazia. Poți să ne spui cum ai reușit să gestionezi echipa pentru a duce la bun sfârșit un eveniment pe care l-ați derulat în cadrul ligii? Pot să încep cu începutul meu de mandat. Ținând cont că am avut în spate o experiență de 3 ani de organizație pe diverse departamente. În primul an am fost doar recrut, membru activ. Am ajuns să am în anul 2 două funcții în birou de conducere, deoarece erau funcții vacante și am învățat foarte mult. Am avut oameni de la care să învăț. Ne-a ajutat foarte mult celelalte organizații din Politehnică, care ne-au ajutat să creștem pe lângă ei, ținând cont că noi suntem puțin mai mici față de ei, care au 20-25 de ani, noi abia 6, aproape 7. Și asta a fost unul dintre motivele care pe mine m-a impulsionat să facem și noi să fie bine. Am început cu proiectul nostru de suflet, Culture on Food, unde e un proiect cultural unde noi ajutăm pe toți studenții care vin în anul întâi, dar nu numai, și pe cei din anul 2, să cunoască Timișoara, să cunoască istoria Timișoarei. Se desfășoară pe parcurs a 2 zile. În prima zi ei au un fel de treasure hunt în Timișoara, descoperă locurile în funcție de anumite ghicitori, iar a doua zi au joculețe pe echipe, jocuri sociale, terminăm cu o seară socială și cu înmânarea premiilor. Am avut o echipă, un coordonator foarte bun, care, datorită experienței care au avut în spate, Cristi Sabău, ne-a ajutat foarte mult să începem bine și să se vadă faptul că am muncit pentru proiectul respectiv. Apoi a urmat MPT Are Inimă, unde am dat voie unui recrut pentru prima dată în istoria organizației să coordoneze un proiect. Bine, în atenția noastră, normal că nu am lăsat să decurgă așa. L-ați supervizat. Da. Și s-a desfășurat foarte bine, datorită faptului că am lăsat un reclut, s-au implicat foarte mult și ceilalți. Am găsit o familie nevoiașă din Sân Mihaiu German. Ei aveau probleme financiare, încă au, și da, le-am făcut sărbătorile cât mai plăcute și sperăm să fie oameni în continuare cu suflet mare care să ajute și să se implice în astfel de proiecte, pentru că astfel cunoști foarte mulți oameni, îți cunoști echipa, vezi ce poți să strângi, cum ești luat în seamă de conducerile din facultate și nu numai rectorat și așa mai departe. Noi am primit foarte mult ajutor din partea lor pentru cazul respectiv și pentru toată activitatea pe care am desfășurat-o. Iar apoi a urmat Balul Bobocilor, care a fost un proiect la care am lucrat foarte mult și s-a văzut feedback-ul pozitiv de la sfârșit din partea majoritatea persoanelor. Trebuie să existe și cineva care dă un feedback mai puțin pozitiv, că altfel nu e... Și de obicei, în cadrul unui astfel de proiect, se vede și munca în echipă foarte, da, bine. Da.
Poți să ne spui cum ai reușit să te împarți între facultate și ligă? Pentru că știm cu toții, voluntariatul îți ocupă destul de mult timp din viața de student, de când începi să faci voluntariat. În primii 2 ani am fost și șefă de grupă și nu mă implicam atât de activ în organizație, chiar nu aveam cum să împart timpul. După ce am început din anul 3 și anul 4 să mă implic mult, mult mai activ, am predat ștafeta alte colege și mi-am împărțit timpul astfel încât să îmi fie activitatea din organizație mi-era prioritară. Recunosc că datorită organizației am ținut îndeaproape să am și o medie foarte bună și să nu am restanțe în facultate, pentru că noi avem o istorie în organizație și majoritatea persoanelor de la președinte, conducere și managerii activi și recruți de a avea medii cât mai mari. Rezultate și, bune, da, rezultate da, bune, da, pentru că suntem apreciați că și învățăm, dar facem și lucruri bune pentru studenți și îi reprezentăm, îi ajutăm cât de mult se poate și îi rugăm de fiecare dată, noi le prezentăm activitatea noastră pentru a-i invita să vină la noi, să înțeleagă că noi suntem interfața dintre ei și profesori și asta îi ajută cel mai mult și de acolo e un start pentru orice problemă. De acolo încep rezolvările. Așa este, așa este. Poți să ne spui în opinia ta, pentru că ai o experiență destul de bună în cadrul voluntariatului, cât de important este voluntariatul pentru un student? Cât de mult crezi că îl ajută? Din punctul meu de vedere, voluntariatul te ajută în orice situație. Nu, la început nu eram persoana care sunt acum, eram o persoană foarte timidă, nu vorbeam cu toată lumea, eram foarte retrasă, stăteam, ascultam, chiar dacă aveam opinii, le țineam pentru mine și lucrurile astea s-au schimbat. Am început să iau cuvântul, dacă am ceva de zis, zic, consider că poate, nu tot timpul zic ceva bine, dar învăț și de acolo trec mai departe și așa îi ajut și pe ceilalți și poate o întrebare de-a mea schimbă activitatea sau o opinie, îi ajută pe mulți alții din jurul meu și am ajuns că asta e concluzia la care am ajuns și consider că m-a ajutat foarte mult și în fiecare mediu în care merg, fiecare grup de persoane se regăsește în interiorul meu activitatea de voluntar. Și în găsirea unui loc de muncă? Cum crezi că te va ajuta voluntariatul? Și acum lucrez. Oferta de muncă am primit-o, deși am depus foarte multe CV-uri, am fost la foarte multe interviuri și m-a ajutat atitudinea pozitivă. Acum lucrez. Prefer să nu zic unde. Sunt foarte mândră de locul meu de muncă. Mă ajută foarte mult și învăț lucruri noi. Am ajuns tot datorită voluntariatului, pentru că așa am cunoscut mediul în care acum desfășor activitatea. Sper să continui acolo, dacă nu pe domeniul meu. În principiu urmăresc să-mi înființez o asociație și să-mi dezvolt un business și sperăm ca lucrurile să meargă cât mai bine spre viitor. Încă un efect pozitiv al voluntariatului, te învață să prinzi curaj, să ai încredere în tine, ținând cont că vin și de la facultatea de management, adică foarte mulți nu iau în considerare faptul că ar putea să-și înființeze o firmă și să o dezvolte ei și lucrurile să fie benefice și să fie pe profit. Eu am luat în considerare acest lucru și sper să ajung să fac asta. Mult succes în ceea ce vrei să faci. Mulțumesc. Mai departe și în proiectele pe care vrei să le derulezi. Acum vrem să aflăm, revenind iar la ligă, care sunt cele mai frumoase momente pe care le-ai petrecut împreună cu membrii ligii, în cadrul ligii de asemenea? Dacă ți-amintești să ne spui. Am început anul trecut, cred, s-a început o renovare a sediurilor. Avem 2 sedii și, na, Doamne ajută, e foarte bine, pentru că mulți nu au nici măcar un sediu unde să-și desfășoare activitatea. Pot să consider că e undeva a treia mea casă, ținând cont că stau și la cămin și sunt un student din altă zonă.
Ne-am desfășurat activitate, am început o activitate prin modernizarea sediului, prin picturile pe care le-am făcut acolo, lucrul tehnic manual și așa mai departe. Și iarăși a fost o parte de formare a echipei, de regăsirea oamenilor, de comunicare, de socializare într-un mediu în care nu te simți restrâns, să nu vorbești, să fii timid. Adică oamenii sunt foarte deschiși și primitori și poți să discuți absolut orice. Nu ești judecat că vin dintr-o anumită zonă, că ai avut o altă activitate, că vin dintr-un alt liceu, că ai altă specializare, că ai alte planuri de viitor. Nu, toți ne regăsim, ne recunoaștem, învățăm unii de la alții, inclusiv eu pot să zic că am învățat foarte multe de la colegii mei, și mai mici, și mai mari, și mă ajută foarte mult. Și sper că și experiența mea îi ajută pe ei și i-a ajutat. Ai spus la un moment dat că vine din altă zonă și că stai în Cămin. Da. Dacă poți să ne spui din ce zonă vii și cum ți se pare viața de student, pentru că știm cu toții, poți să spui cum este viața de student în momentul în care stai într-un complex studențesc, mai exact, da, în Cămin. Da. Vin din orașul Drobeta, Turnu Severin. Nu stau exact în oraș, stau în satul Jidoștița, vin chiar de la sat. Asta a fost un impuls pentru mine, să vin în Timișoara, am vrut asta încă din liceu și sunt foarte fericită că am ales Timișoara. Datorită organizației am avut ocazia să merg în foarte multe orașe din țară, nu în toate, dar în aproape toate. Ceea ce mă ajută să-mi dau mie un feedback pozitiv, deoarece am ales Timișoara, e un oraș minunat, toate spațiile, parcurile, complexul studențesc în care te regăsești, oameni, persoane, colegi, poți să socializezi, Căminul e a doua casă. Nu consider că viața de student e mai ușoară sau mai grea, e pentru fiecare așa cum și-o face. Căminul te ajută foarte mult și îți dă o experiență, te ajută să devii independent, să vrei să crești singur, ai și experiențe plăcute și mai neplăcute, îți cunoști foarte mulți colegi, îți formezi prieteni pe viață și acolo e a doua familie, așa că... Experiențe care te vor ajuta pe viitor să te dezvolți ca și, da, om. Poți să-mi spui de altfel, să-mi descrii în câteva cuvinte liga? Nu pot să descriu liga în câteva cuvinte, pentru că e unul dintre lucrurile de suflet care m-a ajutat să mă integrez în mediul din Timișoara. A fost locul în care m-am regăsit cel mai bine, ținând cont că am venit singură de acolo, am luat decizia, vin aici, vreau să fac ceva, să învăț. La fiecare săptămână se regăsește singurătatea, ai idei, planuri, vrei să comunici cu cineva, nu știi dacă să ai încredere, să nu ai în cineva, și liga e locul în care m-am regăsit și pot să zic că e o mare familie, cu bune, cu rele, așa e peste tot, dar întotdeauna găsești, acolo găsești locul de mijloc care te ajută cel mai mult pe tine însăți. De asemenea, după cum am spus, știm că tu închei mandatul de președinte, da, dar de asemenea închei și o etapă frumoasă din viața ta. Este vorba de ciclul licență. Da. Poți să ne spui cum te simți acum la final de drum, la final de încheiere a unei etape frumoase din viața ta? Sunt foarte nostalgică la fiecare... O poză, colegi, a avut loc și cursul festiv de curând. Am fost și șefă de an. Pe parcurs am avut alți colegi înainte. Am ajuns să fiu în anul 4 șefă de an. A fost încă o responsabilitate pentru mine. Am fost foarte fericită în momentul în care am văzut cum s-a terminat, cum s-a desfășurat cursul festiv. Deși colegii, noi am pornit foarte uniți pe parcurs, au mai fost diverse, deoarece noi ne împărțim pe 4 specializări, s-au rupt legăturile, avem ore diferite, profesori diferiți și automat și concluziile la care ajungem sunt oarecum diferite și să ai părerea 100 și ceva de persoane nu e la fel ca și cum ar fi 4 persoane.
momente de fericire, de nostalgie, care le țin minte toată viața. Momentul în care m-am pus toca pe cap și am simțit că a venit și partea asta în care se termină. Și aștepți momentul cu nerăbdare, vrei să vină, dar când ajungi acolo zici, uai, și acum cum o să continui? Dar ideile apar și îți vin și... Așa este. Da. Și tu ce vrei să faci mai departe? Momentan am un job, am zis, vreau să continui aici, vreau să merg și la master, din punct de vedere al educației, da. Vreau să merg la master la Facultatea de Management, Producție și Transportare, adică vreau să continui la facultatea la care sunt. Consider că media mă ajută să prind un loc la fără taxă, deoarece fiind student știm foarte bine că resursele financiare sunt reduse și na, trebuie să ne descurcăm așa cum normal, se poate. Normal. Și consider că facultatea la care sunt mă învață foarte multe lucruri, m-am învățat foarte multe lucruri și o să învăț în continuare de aici. Sper și la licență să mă descurc foarte bine. Da, exact asta vreau să te întreb, dacă ești pregătită pentru examenul final, pentru licență. N-aș putea spune că sunt foarte pregătită, încă am de lucrat la lucrarea de licență. Consider că la partea scrisă mai am puțin de învățat, o să fie și partea orală, acolo zic că o să mă descurc mai bine, deoarece făcând o singură licență știu cum să lucrez și ce am lucrat acolo și ceea ce învăț, ce vreau să dezvolt și așa știu despre ce să vorbesc și zic că întrebările, oricare ar fi ele, o să mă ajute. La partea scrisă o să fie întrebări din toate materiile și cum toată lumea știe, unele materii ne sunt mai dragi, altele mai trebuie puțin învățate și da. Na, trebuie așa să este. Le facem și pe astea. Așa este. Acum la încheiere, dacă poți să ne spui ce înseamnă pentru tine Universitatea Politehnică Timișoara, cum te-a ajutat pe tine ca om? În momentul în care mergeam și ziceam Facultate de Management, Producție și Transporturi, toată lumea se uita la mine așa, gen, ținând cont că în istoria legii și a facultății, noi am avut foarte multe fete. În schimb, s-a schimbat de pe parcurs și am ajuns în prezent să avem un echilibru, suntem oarecum la egalitate fete și băieți, atât în organizație cât și în facultate. Și în activitatea mea de președinte mi-am dat seama că suntem destul de recunoscuți de profesori, de firme, chiar dacă inițial alte organizații din poli zic, uai, știi, nu o să fie chiar așa, ești la facultate de management, adică ce faceți voi acolo? E, mergând acolo și văzând ce se întâmplă, ce profil avem, ceea ce învățăm, cum lucrăm cu profesorii, cum ne ajută profesorii, cum interacționăm cu firmele și așa mai departe, datorită lor, mi-am dat seama că ne ajută foarte mult, că suntem și facem parte din Universitatea Politehnică Timișoara și nu numai. Asta e clar, doar cei care sunt implicați într-un anumit domeniu știu foarte bine ce fac, iar exteriorul nu are cum să știe ce se întâmplă acolo. Da, corect. Îți mulțumim mult că ai acceptat să vii în platoul Teleuniversitatea. Mulțumesc și eu. Îți dorim mult succes la examenul final și sper să ne revedem pe viitor și într-o altă emisiune, dacă o să rămâi tot aici la Universitatea Politehnică Timișoara. Sigur că da. Mulțumesc. Iar vouă, dragii mei, vă doresc numai bine până data viitoare. La revedere!